Salutare tuturor, eu sunt Oic și mi-a regăsit la o nouă prezentare a unui server. Este vorba de serverul rpglimitcs.ro. Sunt alături de owner și cu un admin aici în conferință, salut! Salut! Și de Marius Cov. Normal. Codatul codaților care are ultima versiune de Rencov 69. Dar mă rog, hai, lăsând asta la o parte. Deci este un server RPG de Samp, aici atât de la început, mă rog, nu cu skin-ul ăsta, eu sunt set skin Awake 292, îl salut și pe Ribzor cu ocazia asta, că na, tot îi folosesc skin-ul, adică de la Ribzor, știu, mă rog, hai că asta nu e important, mie o să fie doar de voi, dar asta e, păcat, erați niște prieteni buni. Aia. Deci veniți aici la laptopul ăsta, dați slash începător. Și uite, de exemplu, vreau sau ce să vreau helper. Ce trebuie să faci? Unu, nu trebuie să te rogi pe report să primești helper, nu o să primești. Trebuie să faci publicitate serverului, gradul de helper este o mai responsabilitate, trebuie tratat cu grijă, nu știu. Deci ai informații aici, băieții ziceau că recrutează câțiva 3-4 helperi, pentru că momentan nu mai sunt. De fapt e unul care e și lider. Și mai recrutează vreo 3-4 helperi activi. Hai să vă arăt niște joburi mișto, slash jobs, nu uit o să iau prima dată. Pe ăsta, plumber. Deci la punctul roșu, stai că noi avem hack-ul. Așa. Ok. Avem... Dacă vrei, poți să dai got rapper PC. Nu, că am ajuns. Așa, deci ăsta e un job. E un job mișto, să vi-l arăt imediat. Get job, get job. Ok, ne urcăm într-o mașinuță de asta. Venim pe aici, harta e un pic modificată, nu? Trebuie să dai slash work sau ceva? Nu, doar intri, o să vezi acolo jos. Da, și da, am mai fost. Oh, stai, fă, unde te-ai dus? Lăcă, nu, m-a 20-că. Așa, mergi... Aici. Erau niște om, așa, acolo. Așa, intră aici, acolo o să trebuiască să repar toate chestiile. Uite, e mișto că trebuie să faci un fel de parkour pe aici. Uite, și ca să ajungi acolo... Stai, trebuie să te urci pe aici. Pe aici, așa, bam, bam. Așa, după ce... Ce pula mea sughit! Băga mea și... Așa, 88461. Ba și codurile astea, mă rog, de fiecare dată ia cod. Uite, te mai duci mai... 7843... De fapt, hai să zicem că te-ai săturat. După ce faci... Repar pe aici la țivite cum fac și băieții. Te uiți la discheta asta aici. Lasă... Bă, nu pot să filmez așa, bă, gămeș. Așa, și scrie încheia munca de instalator și ai câștigat $1200. Pardon. Dacă doresc să ce munca din nou, te uiți și te echipezi, nu știu ce. Mulțumim pentru serviciu prestat. Acum, mașina unde căcat e? S-a adus. PH4911. Nu, nu. Hai, mă, suiți-vă. Bă, da, semnalizările astea cum că le-a spus eu? Seara, mai când este întuneric se vede mai mult. Da, nu, că eu am o dus și mi s-o oricum. Da, super, nici nu m-am blocat. Hai, cuvântul. Hai, e 21. Este făcut special încât să nu vii cu mașini și astea personale. Așa, mai să vă arăt
Bogdane, ce job am mai zis în afară de asta? Ah, ăla cu... stai. Jobs Bulgar? Slash Jobs, nu, cu casele. E da, ăla e. Ok, map, hai să ne teleportăm. Asta e un fel de... să spargi case, să jefuiești case. Ok. Hai prima dată să vă arăt... stai să iau job-ul. Job, de job. Hai să vă arăt pe scurt. Deci, eu am o casă pusă aici, o unora oic, e casa mea. Dacă dai slash furniture, sau cum era așa, uite, cumpără piese. Îmi iau, de exemplu, nu știu, bibliotecă. Și iau și o pun. Stai, că nu prea știu exact cum se mută asta. Uite, o iau bibliotecă, o pun aici. Îi dau salvare. Asta e cu furnituri, mă rog, ai mai multe chestii, cum ar fi, uite, poți să-ți pui LCD, sunt 36 de chestii, masă cu scaune, frigider, aragaz, ce vrei tu, ți-o mobilezi cum vrei, poți să o ștergi, poți să vinzi mobila, să modifici și așa mai departe. Hai să vă arăt cum e jobul ăsta, în ce constă. Deci, ți-ai luat o mașină. O pui în spatele casei pe care vrei să o jefuiești. Ce căcat faci asta? Așa. Uite, o pun aici și în spatele casei. Te dai jos. Intri în casă și trebuie să furi. Pur de exemplu, asta, mobilierul. Pac, l-am luat și afară. O să trebuiască, băieți, să fac un update în perioada care urmează, să o bagi aici în spate, coșul ăsta să fie mai roleplay. Deocamdată o fugi și cu ea în brațe și trebuie să mergi așa preț de, nu știu, câțiva zeci de metri mai încolo ca să îți dea banii pe ce ai furat. Așa, hai să vă arăt robul, stai. Dar nu știu dacă mi s-au pus banii. Ce căcat am luat? Ai ieșit din mașină? Da. Trebuie să te anunță când dispare. Da, din greșeală. Mă rog, ați văzut care e ideea. Hai să vă arăt cum e robul aici, e mișto, n-am mai văzut. Goto 18. Deci veniți aici la bancă. ok, mersi pentru puncte de rob. Veniți aici în fața bănci și dați rob banc și vă... n-aveți voi puncte. Am să fac. You don't have pass... ce? You have a passenger who doesn't fill full the rob requirements. Ce n-aveți? N-aveți level sau ce? Mm-hmm. Yeah. Da, nu merge nici acum. Îi dau res... nu merge în 3 sau... ah, eu am level 1, dar slash bonus, stai, dai slash bonus. Așa, e primit level up și mai departe, uite. Așa, Robank. Și aveți noisy sau silent. Dacă alegeți Robank silent, ai un minut să faci ce fac eu acum. Deci vii aici, sau stai. Aici. Bagi repede 896057, ok. Vii aici și la seif, 712603. Acum furi asta cu bani și ieși afară. Polițiștii trebuie să stea în preajma băncii, asta e și treaba lor. Pentru că aici nu ți apare în chat când ai rob la modul silent normal. Și nu sunt avertizați polițiștii. Trebuie să stea să-i prindă pe ăștia care au rob, adică să-i omoare pe ăștia cu gențile în spate care fură bani ca să le dea fail. Vii frumos aici, bam bam bam, ți-ai luat bani. Acum, pentru fiecare jucător omorât, pentru fiecare polițist duty omorât, indiferent că e pe modul silent sau pe modul ăsta sau pe modul noisy, primești bani în plus la rob.
Deci dacă vin polițiștii după voi, eu omorâți, nu stați cu ei după voi. Eu omorâți pentru că o să primiți mai mulți bani. Hai să vă arăt și modul noisy la rob, că mie ăla mi se pare mai interesant, dar na, e și cu wanted, e mai nașpa. Rob bank. Da, dați. Da, acum. Rob bank noisy. Așa, acum aici trebuie să bombă. Pui explozibil aici. Uite-l. Hai, 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 așa vede. Dă-i, așa. Am mai luat asta, a ieșit, deși ai wanted, eu mă rog, am modul meu să vă stele, dar vedeți aici, wanted-ul scade în 14 minute. Acum ar să vină și polițiștii după noi. Vii și tu? Și hai să mergem tot cu teleportul, că n-are rost. Mă rog, aici lua și mai mulți bani, dar... rămânesc cu wanted, risca să vină polițiștii și așa mai departe. Mersi de clear. Ok. Hai să vă mai prezint, nu știu, zi Raptor. Fish, chestia aia să pescuiești. La sau... ce, la Slash Jobs? Nu, e separat. Te duci și pescuiești o barcă și te duci și pescuiești oriunde vrei pe apă. Și unde e barca aia? Stai așa cât îl trage acolo. Hai că după aia vă arăt și ce este cu licențele. A, poți să te duci dacă vrei și după să... A, deci aici licențele nu există facțiunea School Instructors pentru că licențele se ia în următorul fel. Dai slash... cum era? Asta... Dai GPS ca să... Așa, mă, slash GPS. Și uite, eu vreau să iau de exemplu de... de arme, weapon. Dacă vrei să te teleportezi mai repede, ai teles. Bară teles și teleportează fix acolo. Da, weapon. Ah, ok. Deci hai să vă arăt cum se ia licența de arme. Intrați aici în Go, Gun Shop. Uite, ai trecut. Ah, asta e aici jos. Așa, vii aici, dai slash exam. O ai? Dăm level 3. Stai așa. Ah, n-ai level? Nu, am level 2. Ia așa. Ți-am dat 5. Așa, și acum trebuie să omori pe ăștia. Prima dată te pune să tragi cu Deagle-ul. Așa, după aia cu MP5-ul ăsta. După aia cu M4. Așa, și în ultimul rând cu... sniper. Ai, și ai luat licența de arme. Deci așa se ia licența de arme, fly-ul trebuie să zbori printre niște cercuri, să ieși pe aia, driving cred că știe toată lumea. Așa e cu licențele că, na, nu mai e aia, zi, facțiunea School Instructor, să zic că e mai mișto așa. Hai acum, hai la ce stai cu fișul. Gotul 21. Și după dacă e să prezentăm un job de drag. Din aici trebuie să cumperi o licență. Intră în acest checkpoint și scrie Boy Fish Permit. Boy Fish Permit. Zice că am deja. A, intră, ia. Yeah. Dar n-am de barcă. Nu contează, a, las. Stai așa, intră. Stai că-ți dau eu. A, ba da, stai. Cred că... ți-am dat eu tot pachetul. Stai așa. Hai, dă-i. Poți să te duci cât de departe vrei, nu contează. Bă, uite, zicem că vreau să dau la pește aici. Trebuie să oprești. Scrii vară fiș, iată. Deci opresc și slash fish.
trebuie să aștepți. Și asta e un fel de job sau cum? Adică faci bani? Da, faci bani, dar nu este job. Deci doar de distracție, amuzament în caz de te plictisești. Mai vii cu prietenii la alta. Zice că am prins un pike de 37 de... Da. Deci poți să prind mai mult sau cum e? Poți să prinzi 5 minim, da, maxim 10 de fapt. Și trebuie să te duci la căsuța acolo să dai selfie. Ok, am prins 2 pești de 37 154. Totul se pomări la fish, da, dar ok, 5 sau... Dată, da. Goto 21, care. Așa, și veniți aici la asta și scrieți de selfish, dai selol și ți-i vinde pe tot și ai primi bani. Hai să vă arăt ce, jobul de arm dealer. De droguri. De droguri, jobs. Drug dealer, Q job. Nu, stai. Cum era comandarea Ali? Ce? Job sau cum? Hai că am venit la tine. Așa că trebuie să ajungi aici. Dă-i got acolo. Got-o 21. Stop, mai. Așa intră înainte. Vino aici jos, îți iei job-ul. Get job. Și acum trebuie să te duci să cumperi semințe. Și semințele de unde le iau? Dacă vrei, în caz de începător și nu scrii, știi, dai bară GPS și ți arată Cracker House. Atunci când iei job-ul, îți scrie acolo, trebuie să te duci la Cracker House să ți cumperi semințe. Crack House. Select. Dacă îi dai gata 20, așa. Dă-i aici, buy seeds. Și acum te întorci și de unde e la job. O să dai gata la aici 20. Și trebuie să fii aici, la o plantație. Dai rent plant. Deci intru aici. Dar trebuie să închiriezi mai întâi. Rent plant. Așa. Deci tare acum poți să urci pe această plantație și aici? Intri undeva aici și scrii plant. Așa. Nu poți să plantezi acum, aștept până la salariu. Trebuie să... Ah, da. Ești începător și trebuie să stai măcar un pic de sau ceva. Stai un pic, că dacă vrei ți arăt eu. Ia vezi acum. N-au tot la fel. N-am niciun pic de luat. Păi de unde? Da, mă rog, ați înțeles cum e treaba. Îți pune o plantă acolo și trebuie să stai 5 minute să crească și după să vii după aia să iei. Na, deci ăsta e jobul arm, ăsta drug dealer, 4 la 5 minute îți dă anumite grame. Da. Da, și că am băgat jocul în bară. Bă, nu știu, serverul ăsta e și o șansă pentru voi să vă respawn aici. Să vă set... Care e cei tu, Marusele? 1-5-1? Ce? Care e cei că-ți place ție skin? 1-5-5? 1-1-5. Oh, eu am cu Nike pe el pe spate. Dacă vrei să-ți prezentăm, avem un job tower, atacator versus defender. Trebuie să aperi un anumit punct, dacă vine atăcătorii să-l ia și îți dă o anumită sumă de bani și niște golduri. Ce asta e event? Da, joint tower. Hai că facem. Joint tower. Trebuie să știi să dai calme. O armă. Marusele, trimite și mie ăla. Ce mă? N-auzi că ce trebuie, știi să dai cu aroma. Să-mi trimis și mie poza cu ăla pe privat. Glumea, mă, frate. Nu știu de glumă. Un freeze awake.
A, dar nu începi să-i omori pe toți acum. Păi și stai așa, îmi dau arme sau cum, ce te... A, acum, după ce se închide eventul, uite, zice, când începe în 30 secunde, o să te pună să-ți alegi ce arme vrei tu. Uite, dacă vezi, armă principală și armă secundară. Fața cu sniperul este aici, că la hitman, doar la hitman, dacă are contract, poate să omoare dintr-un hit. Dacă nu are contract, nu poate să omoare alți playeri. Păi stai și eu, pe ce trebuie să omor, sau între noi? Deci tu ești... apărăt. Deci noi suntem cu galben, nu? A, voi sunteți de ăsta, aducătorii. Trebuie să veniți sus și să ne capturați checkpoint-ul. Dar voi n-aveți arme sau ce făt? Avem. Da. M-a omorât Eagle Cove. A, e un fel de war, să zicem așa. Da, da, la war, și la war avem sistem. Îți lasă arme și viață pe jos și arme. Îți arată dacă îți vei te omorât. Protecție anti-cheater. Ah. Auzi, deci la war, la war-uri între mafii, dacă mori, îți cad armele și viața pe jos și ăla care te-a omorât. Le poate aduna. De exemplu, dacă eu te omor și tu aveai în mână un AK-47, mi-a lăsat un AK-47 cu 10 gloanțe plus 30 HP. Lăcăcit. Avem un test în caz de ceva. Dacă vrei poți să-l pici puțin. A, dar voi... Aia e Sula. Chip Lorena, auzi. Da. Dacă dai bară EH, o să vezi acolo un sistem de mini-eventuri în care le facem seara sau de plină. Bă, cum dau asta, mă, Eagle Cove? Ce căcat. Oache cu datul care intră în mafie cu Renko, auzi, mă? Păi și stai aici când câștigă careva? Trebuie să... Dacă vrei să câștigi mai repede, voi ca atacator trebuie să veni sus. Dacă vrei, uite, setezi viața mai multe, stai, nu da. Ok, HP. HP, ia, oache. Ia, vezi, așa te-am stat viața. Poți să vii repede sus. Vino ca să arăt, trebuie să stai într-un checkpoint timp de 60 de secunde să nu mori. Și așa se termină mai repede. Vino cu în partea asta. Dacă... Uite acolo. A, acolo sus? Da. Și așa se termină eventul? Păi și... Dacă are și un timer, dacă nu aveți... Dacă nu luați checkpoint-ul, după se termină și câștigăm noi. Stai în el. Dar trebuie să ai grijă să nu vină nimeni. Dacă urcă cineva sus... Da, bine. Poți să faci, dacă vrei să te mai mare, trișează un pic cu AOD-ul. Admin Duty. Păi și acum ce, o ia timpul de la capăt? Nu, timpul nu e. De timp este bucata. Nu se schimbă de acolo, dar în rest el trece. Nu se deblochează, nu că mă refer să ia de la capăt. E ca oaie, e ca așa. Nu, lasă-l cam! Ei, mai dau pe ce știu, ceva. Ce vă dau? Băi, ai nebunit. Marusele, dai 10 din 10, 3 din 3, 5 din 5? Da. De ce? E? Când ați deschis serverul? A fost deschis prima dată, am avut un game mode gen Baguette. După care, din cauza bugurilor, a văzut că nu este ca lumea. Se zice în care două săptămâni
de când l-am dat wipe. Nu, nu, ca asta un minut aici, dracu. Nice. Trebuie să stai numai în el dacă te-ai mișcat de aici. Trebuie toată echipa, nu doar tu. Toată echipa? Păi și cum, dacă moare unul? Dacă vrei, poți să-i tragi, le dai snopală, văd. Depinde și de aici. Aaa, păi stai, mă, frate, că e greu așa, dracu, tu ești nebun, cum să stai toată echipa? Păi, cât? Hai, pe, eventul ăsta-ți face cum să te mulți și, na, primești 50 gold, 100k și RP-uri, nu se este eventul, îl faci zi cu zi. Nu sunt ceva, mai mulți player atunci. Nu am nici gloanțe în pula. Și-a rupt cu bugul. Alachii. Se ajunge? Ah, stop, nu? Așa. Ah, da, clan, acum dacă ai clan, poți să vii cu cineva, gen dacă e rival cu altele, poți să te duci să dai un fel de war între clanul. Să vezi care e mai dominant. Sistem de get-get. Bine, o asist de aici, că m-a săturat dracu să mă bag cu ăsta. O să dai ten. Ai văzut dealership-ul? Dacă vrei să vezi portul ăla de 21, nu avem mașini cu premium point sau ceva, totul se cumpără cu bani, monster, și rest. A, uite, vezi? Ce pata ai pierdut, aha. A, stai așa, dă-i tele dacă vrei să vezi dealership-ul. Stai, te las. Uite, dă-i aici, pui vehicle. Banii faci foarte ușor la farmer și pizza, păi. 30 pe dură. N-am bani, da. Păi de lor și pui exact ca pe budget. E diferit, mea. Doar toate le e cu bani. Avem și master. Da! Da, mă, mai mâncat și acum două luni. Da. Ia-ți master dacă vrei. Unde la expensive cars? Da, am trei. A, și m-a dat direct în ea. Da, așa că bine. Bine, păi, cred că am trecut de 25 de metri și eu vreau să pun clip în seara asta. Dacă vrei, ai, dacă ai timp să pun în seara, măcar cazinul. Așa, mă, cazino. Dă-i teles, tot așa, pe cazino. Aha, că m-ați tradus. Cazino, deci nu... Vedeți unde e pe mapă. Are apă. Și pe GPS, noi putem asta. Hai să-ți arăt pe sistemul, dai. Deci da. Pe DC când dați o să vă apară un mesaj în mijloc, așa, dai accept, îți dă zarul ăsta să nu vă spangă, tipul ăsta nu poți să faci, să dai iar. Poți așa după... Așa, după ce dispare, poți să dai iar. Și mai merg și aparatele astea, parcă era o comandă slash... Bagă bani, gamble și banii, nu știu cum vrei. Așa, dai pe shift din stânga și ți se dau astea. Dacă prinzi 3 aceleași fel, câștigi, uite. Și pe tu la almă, stai aproape. Dă-i o 10.000. Or, de amuzament, dar în rest, cam pierzi bani ca în viața reală. Din eu, sula. N-ați văzut cazinou cum stă treaba? Bă, nu știu, în principiu... E un server mișto cu multe lucruri. Noi, cel puțin pentru mine. Eu o să vă las IP-ul serverului în des. Ce pizda, mă. Mă omoră pe unul. Acum o să vedem. Ce este care le-a cumpărat la close, rămân salvate când intri în joc. Avem, nu este Bintu, aici este Zip. O să cumpăra pălărie, cochilaj și skin, etc. Asta, facțiunile nu pot avea alte în skin-uri în afară de cele de la el. A, auzi, mă, cine e Petrica la? Petrica?
Da, o să vedem, pentru că avem poliție cu... avem probleme cu poliția. Se lasă sau altele, nu știu ce, cine face probleme. Se mai caută, astea căutăm lideri la Los Vagos și la taxi. Poate intră și au șanse. Bine, pe cam asta a fost cu prezentarea. O să vă las pe un descriere. Eu am fost Awake, ne vedem data viitoare. Băieții vă așteaptă pe server. Sănătate!